Parcursul bun al Universității Cluj a adus în atenția altor cluburi pe fotbaliștii pregătiți de Ionuț Badea. Clubul clujan a primit mai multe oferte de transfer, însă cel mai dorit jucător pare să fie Gabriel Machado, pentru care formația Sheriff Tiraspol a oferit suma de 1 milion de euro. Universitarii au refuzat însă oferta. Gabriel Machado a stârnit interesul mai multor echipe din Italia, potrivit presiei din peninsulă. Cluburile Cesena, Lecce și Parma îl monitorizează atent pe brazilianul Universității Cluj, însă până acum nu au înaintat o ofertă concretă pe adresa clubului ardelean. Fotbalistul în vârstă de 22 de ani nu ar spune nu unei aventuri în Serie A, însă are nevoie și de acceptul conducerii pentru un eventual transfer în Italia. Ai plecat de la Cluj pentru prețul corect, să zicem? Da, dacă e mulțumit domnul Walter, mulțumit de echipă, poate să fie, dar nu acum. Crezi că ți s-ar potrivi Serie A, fotbalul din Italia? Da, da, sigur. Invitat aseară în emisiunea Fotbal Focus, directorul executiv al Universității Cluj, Cosmin Irimieș, a dezvăluit că fotbalistul a fost dorit de Sheriff Tiraspol. Oferta moldovenilor în valoare de 1 milion de euro a fost declinată de finanțatorul Florian Walter. A fost ofertă concretă pentru Machado, pe care domnul Walter a refuzat-o. Din partea cărui club? Sheriff Tiraspol. Și suma? 1 milion de euro. Fan declarat al fotbalului italian, Machado s-ar putea întâlni în această toamnă, după meciul amical cu Lazio Roma, cu o altă grupare puternică din peninsulă. Oficialii clubului clujan au reluat tratativele cu Inter Milano, dar și cu alte echipe importante din Germania, pentru meciul de inaugurare al stadionului Cluj Arena. M-ați întrebat de echipe. Pot să vă spun că n-am reluat discuțiile cu Inter Milano. Mai sunt câteva echipe din Germania. Totul depinde de data în care vom putea primi ok-ul pentru a putea juca acest amical. Amicalul de gala al Șepșilor Roșii ar urma să se dispute după data de 30 septembrie, când se preconizează finalizarea lucrărilor la noul stadion.